Vezi, el ai, dragi prieteni, din același studio, dar un studio ultra modernizat acum. O ediție specială astăzi, Vezi Live, veți vedea. E important, nu doar din când în când, dar e important să facem recurs la istorie. Eu îi mulțumesc ca de fiecare dată că a acceptat invitația noastră. Îl avem alături de noi, repet, pe domnul profesor, cercetător istoric, cercetător științific, Centru de Istorie și Civilizație, Academia Română, filiala Iași, domnul profesor Corneliu Ciucanu. Domnule profesor, mă bucur că ne reîntâlnim. Sentimentul e reciproc. Și mă bucur de invitație. Cu mare plăcere. Și salut pe această cale pe telespectatorii Vezi Live. Și astăzi veți vedea, vom face recurs la istorie. 105 ani de la războiul de reîntregire, primul război mondial. Frumos a intitulat domnul profesor că vom vorbi și despre elita politică, vom vorbi despre biserica noastră, vom vorbi despre armată și vom vorbi despre Marea Unire. Nu de alta, dar să nu uităm, având în vedere vremurile pe care le trăim și, mai important, nemernicia acestor vremelnici conducători care parcă își bat joc de statul român. Domnule profesor, discutam, ne-am întâlnit zilele trecute și ideea a fost a dumneavoastră. Ce bine ar fi să facem o reamintire a ce a însemnat primul război mondial pentru România și apoi, iată, dezideratul nostru, Marea Unire, care s-a înfăptuit. Astăzi, nu toate teritoriile sunt la patria mamă, dar e bine să ne aducem aminte de acele momente. Așadar, primul război mondial, domnule profesor. Ba, cu riscul de a devoala discuția noastră, chiar ai sugerat, fiind în proximitatea zilei de 23 august, exact, să abordăm tematica momentului de cotitură de la 23 august 1944, care evident făcea trimitere la implicarea României în a doua conflagrație mondială. Eu am spus că 105 ani de la Marea Unire mi se pare totuși un moment, și acum citez, am mai spus-o și în cadrul emisiunilor de la BZI, chiar moderate de tine, moment astral al devenirii românești. Și vorbesc de 1 decembrie 1918. Sigur că am ales această temă pentru că este, să spun, o cifră rotundă, o dată, anul acesta, până la urmă, sărbătorim 105 ani de la Marea Unire, totodată am abordat și, ai spus, primul război mondial. Pentru noi românii, și așa a rămas în istoriografie și a rămas în conștiința generațiilor, a fost războiul nostru de întregire. Noi nu am participat la un război mondial ca să ne băgăm în seamă, să fim și noi, mă înțelegi, parte în conflict, corect, eventual ca să generăm, știu eu, forță, respectabilitate în această zonă a Europei. Nu. Noi am avut niște obiective clare, precise, care erau subordonate unui program național de reîntregire. Pentru că am avut la 1859 acel moment semnificativ în evoluția României, vorbesc de unirea principatelor române, sub domnia lui Alexandru Ioan I-ul, sub Cuza Vodă, apoi a venit Marea Unire. De la acest nucleu format din Moldova și Muntenia, țara românească, Valahia, cum este nominalizată țara de la sud de Milkov, Valahia, în toate documentele cancelariilor europene din secolul XIX. Ei bine, de la acest nucleu a pornit proiectul reîntregire și sigur, declanșarea primului război mondial la 1914, știm prea bine prin acel asasinat al prințului moștenitor al Austriei de la Sarajevo, ei bine, a fost, în contextul epocii, un moment prielnic prin care atitudinea noastră putea continua
proiectul de întregire națională. Să nu uităm, rămăsese la răsărit peste Prut o provincie răpită de Rusia țaristă la 1812, rămăsese Bucovina întreagă, țara codrilor de frați. De fapt, nordul sau Moldova de la nordul Moldovei ștefaniene, asta era vorba, pierdute la sfârșit de secolul XVIII, 1777. Ei, și Ardealul, Transilvania cu Crișana, Maramureșul, Banatul. Și atunci sigur că obiectivul nostru era unul de reîntregire. Participarea noastră ca obiectiv politic a fost subsumată idealului național. Și am ales această temă, deși eu cred că și la BZI am mai avut emisiuni, intervenții, da, dar e bine să bisericii în, sau atitudinea bisericii sau rolul bisericii ortodoxe română în războiul de întregire și în contextul Marii Unii, a anului 1918, an fast pentru evoluția României. Totuși aici aș vrea să vă întreb, iată, marele război cum este cunoscut, primul război mondial, în primul război mondial România nu intră de la început. Vorbeați de 1914, avem un rege Carol, sunt aproape 2 ani în care România sub acea formă, expectativă armată, exact, sau expectativă, neutralitate. Și apoi intrăm în conflict, domnule profesor. De ce am intrat 2 ani mai târziu, ce rol a avut regele Carol, dispariția, să le spunem privitorilor noștri, regele Carol moare chiar în plină conflagrație mondială și apoi această desfășurare a războiului care la un anumit moment putea fi fatal pentru, fatală pentru viitorul României așa cum o știm astăzi. Statului român. Statului român. Așa este. Noi am, după declanșarea conflagrației, prime conflagrații mondiale, sigur că elita politică, iată, din nou, inerent, ne raportăm la o clasă politică, știu eu, conștientă de misiunea care apasă pe umerii ei. Și atunci nu ne-am aruncat repede în foc, necântărind într-o balanță convențională și simbolică riscuri în raport cu beneficii. Până la urmă am declarat neutralitatea sau expectativa armată după exemplu Italiei. Da. Italia, după cum știm, era fondatoare a alianței. A triplei alianței. Tripla alianță, da? Să conturase deja de la sfârșit de secol XIX, început de secol 20, cele două blocuri politico-militare. Și vorbesc de Antanta, de înțelegere de Franța, Marea Britanie și Rusia, și de tripla alianță, vorbim de Germania, Austro-Ungaria, la acel moment, imperiu, da. Imperiul German, Imperiul Austriac, da? Austro-Ungar, și Italia. Ei bine, Italia, intrată în această alianță, și-a dat seama că, în definitiv, ei aveau revendicări teritoriale de la un stat aliat în acest bloc politico-militar. Și atunci a păstrat neutralitate. A intrat în foc în 1915. Noi am luat acel exemplu al Italiei, ba mai mult, l-am prezentat regelui Carol I, care, după cum știm, fusese artizanul tratatului cu Austro-Ungaria, bineînțeles, ghidonat de către Berlin, de către Germania. El era un prinț prusac, clar, și fusese crescut în școala militară prusacă. Era captat la cultura și civilizația germană, la mentalitatea germană. A ajutat până la un punct, dar idealul național ne-a indicat cu totul alte căi.
Și clasa politică din acel moment a știut să spună nu unui rege pe care realmente îl respectau. Da, și vorbesc de primul rege al României, pentru că la, după războiul de independență, 1881, proclamarea regatului, o nouă constituție, da, care până la urmă a modificat-o pe cea de la 1866, această constituție a fost unul dintre primele acte ale domnitorului Carol I. Și apoi a urmat o epocă de dezvoltare și consolidare a statului român, a regatului român, de la 1881, și apoi alianța cu Austro-Ungaria de la 1883. Să nu credeți, au mai fost poziții în istoriografia românească. Dom'le, a fost o calamitate, a fost o frână în raport cu idealul nostru național, respectiv atragerea și, evident, unirea cu Transilvania. Ei bine, în acest context în care noi am avut sprijinul Germaniei, nemijlocit al Germaniei, mare forță și putere a continentului european, România și-a construit un statut de respectabilitate în sud-estul european. Da. Să nu credeți că e o sintagmă. Eram prima forță a Balcanilor, armată și totodată industrială, agricolă și așa mai departe. Și, nu, și prin cele două războaie balcanice a marcat semnificativ această poziție relevantă în sud-estul european. Cele două războaie balcanice, știm prea bine, ultimul război balcanic ne-a adus la regatul României cadrilaterul, cele două județe sudice. Dar, trecând la momentul 1914, am vorbit de acel Consiliu de Coroană. Atunci am declarat expectativa armată. Regele Carol I a murit, după cum se știe, după o domnie de 48 de ani. Și lumea politică, societatea românească, lumea universitară, culturală, a intrat într-o polemică sau dezbatere, să spunem, dar care ducea până de la un anumit punct încolo, era conflict deschis între liderii politici sau oamenii de cultură, ce cale trebuie să urmăm. A fost o pentru ce tabără intrată în conflict, da, să optăm. Și au fost turbulențe și la Iași aici, dar cred că dăm prea mult, ar trebui să trecem mai rapid la subiectul. E bine de că ansamblu. Facem acest intro. Da, sigur că da. Era Constantin Stere, marele basarabean, eminent profesor de drept și rector al Universității Ieșene. Sigur că da. Venea cu un CV mai mult decât respectabil. Fusese deținut în Siberia, țaristă. El a trecut din coace peste Prut ca un patriot român din Basarabia. Da. Și el considera, cunoscând politicile de deznaționalizare rusești din spațiul prutonistrean, considera că Germania ne poate ajuta și ne poate apăra de colosul rus, pentru că factorul rusesc a fost o componentă foarte importantă a atitudinii politice nu de la început de secolul 20. Dacă ne gândim bine, din momentul 1717, când trupele lui Petru cel Mare au atins Nistru, factorul rusesc a devenit o constantă a deraportare a celor două principate, cum să ne așezăm, cum să ne apărăm de impetuozitatea și de apetitul pe care îl știm, da, cuceritor, expansiv al acestei mari puteri. Și am dat de exemplu de Stere, m-am dus mult mai departe, dar Stere la un moment dat și-a dat demisia din funcția de rector. A trecut în București
și a luptat totuși pentru această raliere la proiectul central, puterilor centrale. Da? Și în decursul războiului, în momentul când a trebuit să părăsim capitala București, ei bine, aminte, el a rămas în București. Ba chiar la un moment dat a cerut alungarea de pe tron a regelui Ferdinand, care știți prea bine, avea și o soție britanică, de fapt, era totodată și nepoata unei Romanove, da? Dar, acum nu intrăm în culisele palatului regal neapărat, dar într-adevăr, Regina Maria, o personalitate, evident o personalitate a acelei epoci, a știut să-i modeleze, știu eu, spiritul și totodată opțiunea politică regelui Ferdinand, care era un tip mai timid, dar totodată bun și mare român. Chiar dacă fac te rog. Un mic intermezzo, de ce, domnule profesor, a fost ales Ferdinand? Că e spus că Ferdinand era nepotul lui Carol I. Da, iarăși ne ducem și vreau, străfundurile. De ce s-a mers pe această variantă și de ce fiul, viitorul rege, Carol al II-lea, nu a acceptat? Sau ce s-a întâmplat atunci? Asta pentru buna cunoaștere a celor care ne urmăresc, poate care nu sunt în detaliu apropiat de istorie. Regele Ferdinand era nepotul de frate al regelui Carol I. Știți prea bine că regina Elisabeta, prima regina a României, Carmen Silva, la un moment dat, a pierdut un copil și nu mai putea să facă copii. Ori dinastia trebuia perpetuată. Și atunci, regele Carol I a gândit să lase urmași pe tronul României pe acest nepot, tot locotenent în armata prusacă, a venit, a învățat românește mult mai bine decât unchiul, care eu am mai citit în memorialistica perioadei, el... Domnule îl pronunța Tomnule cu T. Adică interesant. Mult mai dur. Germana e mult mai dură ca limbă decât română, decât o limbă latină. Și de asta ajungem, iată, regele Ferdinand. N-a fost un început de război favorabil nouă, domnule profesor? Nu a fost. Omeneați, după 2 ani, pierderea București. După 2 ani de neutralitate, am optat prin tratatul din 4 august 1916 pentru intrarea în alianță cu Anglia, Franța și Imperiul Țarist. Practic. Imperiul Țarist. Acest tratat politic a fost dublat de o convenție politico-militară în care se fixa foarte clar datoriile. Mă rog, s-au responsabilizat foarte clar o mare putere a Antantei, mă refer la Rusia țaristă, și care, încă de la început, a sabotat această convenție militară și ajutorul obligatoriu stipulat în convenția militară, pe care trebuia să-l acorde României, trupelor române. Să nu uităm că toate ajutoarele din vest ajungeau în Rusia prin două porturi, Arhanghelsk și Murmansk. Urmeau un traseu străbătând toată Rusia, așa, și ajungeau apoi către Iași. Ei, au fost cazuri când aceste transporturi dedicate României, ajutor pentru România, și armatei române, erau vămuite de ruși. Mai mult, a început frontul din Dobrogea, da? Acolo opera Mackensen, Mareșalul Mackensen,
Da? Reputatul. Reputatul spărgător de fronturi. Și era o coaliție armată formată din trupe germane, bulgaro, turce. Ei, n-am rezistat. Și cunoaștem de episodul dezastrului de la Turtucaia. Ei bine, noi am parat acuzele sau reproșurile francezilor, britanicilor. Dom'le, n-am primit sprijin la timp din partea rușilor. N-am reușit să facem față. Și rușii au spus, dom'le, noi veneam la timp, dar dezorganizarea transportului feroviar român ne-a împiedicat să fim în foc. Și au ajuns câteva contingente. În Dobrogea a fost un general, Zainchikovski, rus, general rus, care... aici intrăm în niște amănunte, dar sunt, mai ales în contextul, în contextul actual, e mai mult decât cu acest război de la granița României, să ne dăm seama de atitudinea continuă, remanentă, a rușilor în raport cu România și cu celelalte state. Adică ei s-au lansat ca mari putere de la începutul secolului 18. România și țările românești le-au stat împotrivă, mereu, în cale, mereu, în cele două proiecte, că a început cu panortodoxism, apoi cu panslavism. Erau, cum să vă spun, narrative care, în fapt, ascundeau apetitul lor expansiv. Ei voiau să intre în Balcan, să ajungă la mările calde, cum să bine se stipulează în acel testament al lui Petru cel Mare, să ocupe strâmtorile și Constantinopolul. Asta era miza. Sigur, clar. Mările calde, a adică treia Romă, cum se revendicau. Exact, Egeea și Mediterana, adică deschidere comercială și strategie. Și iată cum ajungem astăzi și vedem, da, cât de actuală este realitatea. Sigur că da. Ori ei, la un moment dat, sub țarism, au avut aceste două proiecte de propagandă, care au mers până la un punct, până când și puterile occidentale și-au dat seama. Turcia, care era subdezvoltată în raport cu restul Europei și era supranumită de mult omul bolnav al Europei. Totuși, dom'le, să menținem Imperiul Otoman, turcesc, pentru că totuși e o stabilă, o contrapondere la expansionismul rusesc. Iată, ajungem la cauza care a declanșat războiul Crimei, război care a permis în definitiv proiectul românesc să prindă contur la 1859 prin acea dublă alegere lui Alexandru Ioan. Sigur, a fost un congres în 1856, o convenție de la Paris, și Rusia trebuia alungată de la gurile Dunării, că de aceea am primit noi cele trei județe sudice pierdute după războiul de independență. Așa a fost situația. Să revenim totuși la Marele Război. Exact. Am pierdut la Turtucaia, Zainchikovski, care totuși avea, știu eu, relații bune cu comandamentul românesc, a mers direct la Mogilev, unde era stavca, era cartierul general al armatei țariste, cerând trume. Dom'le, ce facem, îi lăsăm pe ăștia? Să moară pur și simplu, să le ocupe țara. Ba mai mult, s-a dus la țar, la Nicolae al II-lea, și a primit răspunsuri în două ape. Și de aici s-a tras concluzia, ulterior, că nu putem analiza și interpreta. De că de fapt, și bineînțeles, în consonanță și cu alte informații, că de fapt, în proiectul rusesc, era bine să fi luat bătaie pe toate fronturile, ba chiar mai multe. Ospitalieri, cu ghilimele de ricoare, cum știm pe ruși, au oferit familiei regale, armatei române, instituțiilor statului, guvern, parlament, Banca Națională, care totul... Corect, corect. Cum să vă spun, găzduire peste prut încolo.
ca de fiecare dată ei ar fi dorit o astfel de etapă în care noi să ne epuizăm și să pierdem statul și apoi ei, binefăcătorii, salvatorii, da? Să vină să ne elibereze. Cunoașteți tema asta care a brăzdat îndelung istoria relațiilor româno-ruse și sovietice. Da? Și ca pe urmă să ne simțim datori sau oricum să ne scoată datori. Ei oricum ne scot datori în toată relația asta mereu de trei secole pe care o avem cu rușii. Da? Și lucrurile astea vă spun și după și lui Brătianu și regelui Ferdinand spunea aceste lucruri. Să meargă așa și să se refacă și așa mai departe. Mai sunt și alte lucruri memorialistice și documente, multe documente. Așa că nu ne putem lua după fenta Kremlinului. Niciodată. De ieri, de alaltă ieri, de azi sau de mâine. Nu. Dacă discutam aseară că am văzut fenta Kremlinului, că deja toată lumea știa, vorbeam aseară, domnule profesor, nu a avut pneumonie Prigojin, dar cred că la altitudinea de la care a căzut, probabil că a făcut un pic de pneumonie. Și ajungem, domnule profesor, pentru că suntem în desfășurarea războiului, dumneavoastră ați vorbit de faptul că practic am luat bătaie cuntă de la armata și germană. Și inerent am vorbit de o clasă politică, o elită politică, care în acel context a optat pentru Antantă, pentru că răspundea mai bine comandamentelor idealului național, adică Ardealul era Ardeal, Basarabia era o fâșie mai mică și apoi eram inerent aproape de ruși. Ba mai mult, în condițiile atunci de dezbatere, că era Liga Culturală, Federația Unionistă, mai multe asociații de oameni politici de cultură îi spune și am reținut o sintagmă deja ajunsă celebră, poate nu foarte, foarte bine cunoscută, dar celebră în cercurile noastre, îi spune Nicolae Filipescu, regelui Ferdinand, când și el, sfătuindu-se des cu Brătianu, care îndemna la calm, la calm, de fapt Brătianu, încerca să scoată maximum de la puterile occidentale și de la ruși în vederea sfârșitului conflagrației, care evident aducea România în tabăra câștigătoare. Și Nicolae Filipescu, mare un politic, conservator democrat alături în partidul lui Tache Ionescu, spunea: sire, ori te încoronezi la Alba Iulia, ori mori pe câmpia Turzii. Altă simbolistică. Da, bineînțeles. Făcând trimiterii direct la jertfa viteazului, a primului unificator. Mihai Viteazul, da. La 1600. Și nu degeaba, vedeți noastră, Nicolae Filipescu este fondatorul liceului militar de la Mănăstirea Dealul. Lăcaș de cult care adăpostea capul lui Mihai Viteazul. A dus, după cum știm, de soția lui Stroie Buzescu și dus la Dealul, la Mănăstirea Dealul. În momentul în care trupele germane cuceresc București, după o ofensivă teribilă și din sud Mackensen și de pe Carpați, din partea feldmareșalului Falkenhayn, a dus special de pe frontul de vest pentru a sparge frontul românesc. Noi, să fim serioși, operațiunea principală a fost pe Carpați, că noi trebuia să intrăm în Ardeal. Asta era. Și așa era până la urmă și doleanțele comandamentului interaliat pentru a decongestiona frontul de vest. Și în cazul ofensivei româno-ruse, era și o ofensivă din Galiția a generalului Brusilov, stopată mult prea devreme, adică fără efect, ei au adus, nemții și austriecii, austro-ungari, au adus trupe pe frontul românesc. Ne-au stopat înaintarea și, pe urmă, ne-au împins înapoi. Și au fost bătălii, cel puțin pe Jiu, pe Olt. Teribile. Acolo l-avem pe generalul Dragalina, care a și murit după o rană căpătată în război. Generalul Corneliu Dragalina. Ion Dragalina.
Și din sud Mackenzie a ocupat București. Urmează perioada de restricție pentru țară. Vreau să vorbim și de pacea, da, de la Buftea București, cunoscută în istorie ca pacea rușinoasă. Da. Să ajungem, da. Păi, abandonarea Bucureștiului a însemnat mutarea familiei regale, a administrației, Parlamentului la Iași. Practic, în acest context, Iașul devine capitala țării. Și a fost capitala reîntregirii. Așa, dar mai târziu, dar mai târziu. Mult mai târziu, da? Corect. Și ar Moldova singura redută a statalității atât, românești. La acel atât. Moment, atât mai și s-a fixat alineamentul frontului pe linia Focșană-Mâloasa, Galați. Da? Ei bine, după o perioadă de refacere a armatei, am beneficiat și de sprijinul lui Henri Mathias Berthelot, generalul Berthelot, care a venit cu un corp semnificativ, da, da, misiunea franceză. Apoi s-a consolidat, aș spune eu, într-un termen sau într-o ecuație de solidaritate națională și legătura între elită și popor. Și mă refer, și lucru semnificativ, modificarea Constituției din vara anului 1917, prin care s-au modificat două articole privind proprietatea, care era sacră și inviolabilă, la un moment dat a devenit posibilă, spuneți, luarea terenului de la proprietare în numele marilor obiective naționale, nu mai rețin exact cum sună acolo, și bineînțeles o mai largă participare la treburile statului pentru cine? Pentru țărani, da, și în proprietărirea și a dreptul de vot, asta, da, la... votul a contat la scânteia care... la menținerea și totodată consolidarea moralului combatant pe frontul de sud, în acel triunghi al morții. Chiar că a fost un triunghi al morții. Chiar a contat. Și tot vorbeam de biserică. Păi, biserica dintr-o dată rămăsese biserica independentă, biserica ortodoxă română, doar aici în Moldova. Atât. Deci era pe acele vremuri un arhiereu destoinic, Pimen Georgescu, muntean la origine, din provița Prahoveni, provița de sus a Prahovei, județul Prahova. Păi fusese episcop de Galați și apoi mitropolit al Moldovei, care în 1915, știind, simțind că România va trebui să intre în acest conflict continental, a gândit, a întemeiat acel serviciu religios al armatei. Și aportul preoților militari a fost semnificativ. Și vă spun, nu doar pentru că întreținea moralul soldaților, dar chiar au fost cazuri în retragerea din Ardeal, când a murit comandantul de batalion, adjunctul, înlocuitorul la comandă, și un preot a scos trupa de sub focul mitralierilor inamice. Un preot de armată. Da? Și mai sunt și alte cazuri, dar nu intrăm în amănunt. Dar e clar că biserica noastră și acest arhiereu spunea așa, și spun și de unde am sintagma. Mitropolitul Pimen Georgescu era un general înodăjdit de arhiereu. Și asta o spunea unul din ultimul episcop al armatei, Părtenie Ciopron, care era episcop armat în timpul celui de-al doilea război mondial. Ei bine, părintele Iustin Pârgu, pe care l-ai cunoscut și știi că l-am cunoscut și de multe ori am mers la Petru Vodă, ne spunea, ne povestea nouă studenților și chiar după terminarea studenților, când venea episcop Părtenie Ciopron și le spunea de perioada marelui război, războiul de întregire. Și Pimen Georgescu era un general înodăjdit de arhiereu, un tip foarte gospodar, un tip disciplinat,
și cum să exigent cu el și cu ceilalți. Ori el a avut inițiativa acestui serviciu religios, care la un moment dat este o intervenție a lui la Marele Cartier General, în care spune, domnule, preoții să fie luați în evidență ca locotenenți ai armatei române. Cei care se disting să fie înaintați la gradul de capitan. Adjunctul șefului serviciului preoților militari să-i fie acordat gradul de major, iar respectivului șef al serviciului preoților militari, respectiv era un preot, un profesor la Facultatea de Teologie din București, îi spunea Constantin Nazare, să-i fie arondat gradul de colonel. Iar Marele Cartier General, prin vocea generalului Preza, spune, sigur că da, înalt preasfinția voastră, așa este și așa trebuie să fie. Iar raportul preoților militari, este un document emis de Marele Cartier General, este absolut de dorit, pentru că odată întreține moralul trupelor de front și totodată spiritul patriotic, românesc, național, simțirea, și idealul, trăirea. Sigur că da. Și să gândiți-vă la anul 1917, când dintr-o dată armata aliată rusă, nu mai este termenul de aliat, este da, e cu multe semne de întrebare. Da. A intrat în degringoladă după Revoluția din februarie, da, 1917, și apoi cea din noiembrie, da? Când propaganda bolșevică era pe față, erau arestați și asasinați ofițerii, da? Trupele românești, acei țărani soldați, n-au intrat în cum să vă spun, în degringoladă. Din potrivă, s-au strâns rândurile atunci. Da, s-au strâns și mai tare rândurile. Și lucrurile astea sunt sesizate și în rapoartele militare, în care preoții militari, zi de zi, spunea, feriți-vă de erezia bolșevică. Și așa mai departe. Iată, pentru că agresiunea bolșevică în România nu a început după al doilea război mondial, exact, odată după 23 august, cum apropo. Nu. Cu multe decenii înainte. De Sfântul Gheorghe, al anului 1917, Iașul a trăit sub teroare, pentru că trupele rusești au eliberat câțiva bolșevici notorii, pe Rakovski, Cristian Rakovski. Un exemplu, da. Exact, și pe Bujor. Le-au dat drum, au plecat peste Prut. Rakovski ne-a făcut o serie de mizerii, o serie de mari probleme, pentru că el a fost la un moment dat la Odessa și a avut planul de a ocupa manu militarii Basarabia după ce s-a unit în anul 1918. Pe urmă a fost ministru plenipotențiar al Rusiei Sovietice la Londra. Ca să înțelegem, el era bulgar de origine. Să înțelegem pericolul. Și câte și mai câte, sigur că da. Dincolo de cel militar. Cert este că această perioadă a războiului de întregire și a Marii Uniri, că iată, după atâta efort, după atâta sacrificiu, totuși, și în condițiile în care, prin retragerea Rusiei din conflict, prin tratatul de la Brest-Litovsk, noi am rămas singuri în fața colosului puterilor centrale. De ce? Pentru că nu puteai să aperi o linie de front, să spun, sau o zonă de la Baltică la Marea Neagră. Imposibil. Singuri, sigur că da. Dintr-o dată, deci, noi putem fi încurajați și de la nord, și de la est, prin retragerea rușilor, nu? Ei nu mai luptau, efectiv. Erau captați de ideologia comunistă, noua ideologie și nu, pace. Și totuși pâine, pace, am reușit, domnule profesor. Și totuși am reușit. La Mărăș, Mărășești și Oituz. De asta spunea, domnul profesor Buzar, dar nu e singur. 1918 a fost anul astral al tuturor românilor. Pentru că chiar în circumstanțe deplorabile rămăseserăm, s-a desfințat și armata. Doar câteva trupe care până la urmă asigurau
Basarabia nu fuseseră demobilizat. Ni s-au luat caii. De ce? Calul era atunci. Motorul. Exact. Da? În război. Așa. Trebuia să-i dăm nemților. Și totuși, și totuși... Și totuși. Cum mai spunea domnul, în 1918 Dumnezeu a fost român. Da. Că dintr-o dată, dintr-o dată, lucrurile s-au schimbat 180 de grade. Și noi, fiind anunțați, și de la Bertlot, de Bertlot, care odată cu armistițiu de la Focșani, odată cu pacea de la Buftea București, revenim imediat, da. Trupele aliate trebuiau să părăsească Iașu. Da? Și atunci Bertlot a fost mutat pe frontul de la Salonic. Era un front franco-francez și din Grecia, pornit. Și el, apropiindu-se de Dunăre, a anunțat la ea, domnule, atenție că se întâmplă ceva, eu zic să declarați război puterilor centrale. Și ziua de 11 noiembrie, 1918, când se semna armistițiul de la Compiègne, da. Ei bine, a prins armata română în marș peste Carpați. Iată cum s-a asociat. Are lucru, da. Când Opinca... Iar la 1 decembrie, când Marea Adunare de la Alba Iulia hotăra unirea Transilvaniei Crișane, a Banatului și a părților ungurești cu țara, cu regatul României, regele Ferdinand intra triumfal pe sub arcul de triumf. Regele, regina, ofițerii, generalii armatei române și așa mai departe. Evident, războiul, dacă primul război mondial s-a terminat odată cu armistițiul de la Compiègne, și am mai spus-o, 11 noiembrie 1918, ei bine, războiul nostru de întregire s-a terminat mai târziu, pentru că la un moment dat Budapesta, vecinul nostru de la vest, a încercat să oprească știu eu, captarea și unirea Ardealului a Transilvaniei. Era României. Firesc. În acest context, deși ni s-a tot recomandat un spirit și o atitudine ponderatoare, concesivă față de armata maghiară, bolșevizată, venise la putere Republica Sfaturilor, adică a sovietelor, a lui Belacun. Și pe urmă ne-am dat seama, fac o paranteză, era un plan bolșevic de unire a trupelor ungurești cu cele bolșevice a generalului Tuhacevski. Bine că nu s-a întâmplat așa ceva, pentru că armata română realmente a spart mâna Mureșului și a măturat peste. A trecut Tisa și pe 4 august au intrat în Budapesta, da? Și un sergent oltean a târnat Opinca de acolo, tricolorul. Important. Și cumva prin acest gest de bășcălie, am spune noi, dar să știți că a contat. A avut semnificația asta. Cumva a spălat cât, poate puțin totuși, a spălat 1000 de ani de umilință, de rușine, de exploatare a românilor din Ardeal. 1000 de ani. Cruntă. 1000 de ani, să ne gândim. Și, domnule profesor, vorbeați dumneavoastră de elită. Că vin negocierile de la Versailles. Am avut o elită. Am avut o elită și ați spus dumneavoastră foarte frumos și asta trebuie să înțeleagă și privitorii noștri. Înainte de primul război mondial, România conta în această zonă a Balcanilor. Poate nu vreau să fac paralele cu ce se întâmplă astăzi, dar astăzi nu mai contăm. Că astăzi se pare că am ajuns slugile a altor interese și, bineînțeles, când nici măcar la moment de oficiale președintele României nu știe să se comporte, cer o stare să mai discutăm. Acum nici nu ne dăm seama dacă știe să se comporte. Păi tocmai odată ce asta... este absent, e clar seama ce comportament ar adopta într-o situație sau alta. Da.
Da. Și ajungem la această elită, ajungem la această elită care a știut să negocieze. Într-adevăr, acum, vedeți dumneavoastră, în condiții de suspans geopolitic, uriașă presiune, și vorbesc de intrarea noastră în război și de menținerea unei rezerve la București, de, unde era înaltul comandament german, condus de marșalul Mackensen. Da. Ei bine, regele Ferdinand și Brătianu, primul sfetnic, primul ministru, a cultivat o relație și cu cei din Partidul Conservator, care, în timpul neutralității, au menținut opțiunea și au promovat opțiunea pro-centrală, pro-puterile centrale, pro-germană, și argumentau cât puteau de bine și erau oameni politici serioși, lideri adevărați, serioși, da, responsabili, că ne-ar fi mai bine dacă Germania ar câștiga această conflagrație. Pe de altă parte, și din coace, în tabăra pro-antantistă, erau liberali, era Ionel Brătianu, I.C. Brătianu. Cunoscut, da. Da. Fiul marelui I.C. Brătianu, pașoptist, care și el a negociat, dar a luat și el în calcul o astfel de posibilități. Și era și firesc, era și normal să găsești variante, soluții. Exact, exact. Întotdeauna un stat trebuie să aibă rezervă de zile negre. Dar dacă. Și acum vin și vă întreb, era partea filogermană, dacă ar fi câștigat Germania. Bun, istoria nu se face contrafactual, domnule. Nu era bine, pentru că iată, tocmai vorbeai de pacea de la București, care împovăra România uriaș. Pe 90 de ani pierdusem, da? Țițeiul, petrolul, resurse. Da? Pierdusem pe alineamentul Carpaților o fâșie de mulți kilometri pătrați cu localități, cu așa mai departe. Da? Dobrogea, o vreau bulgari, la un moment dat o vreau și ucraineni. Bine, ucraineni au vrut și... dragi privitori, iată că bine că am adus în... Bine, în contextul respectiv știți prea bine. Dar asta este adevărul istoric. Ucraina și în acele condiții de destrămare a Imperiului Țarist, Ucraina, directoratul respectiv, ei au avut mai multe formule de-a lungul... de conducere. Directoratul, hătmânia, da? Hatmanii ucrainieni au reprezentat ceva în istoria Ucrainei și a Poloniei, pentru că ucrainienii, cazaci au luptat mult în trupele Poloniei și apoi în trupele țarului. Și cazacii erau folosiți cumva ca elemente de șoc șoc ale Ministerului de Interne ruse. Noi știm și la San Petersburg, când lumea se răscula, intrau cazaci călări, da? Și călcau oamenii în picioare și așa mai departe. Da. E bine, parcursul acesta, să ne mai amintim apropo de da. Ce se întâmplă acum. După 1918, odată Basarabia unită cu Patria Mumă, vorbesc de actul de la 27 martie 1918, sigur că ucrainienii au avut o încercare în nord, la Hutin. Da. Aviz amatorilor. Iată, marea victimă. Apoi, că era marea bolșevici, bineînțeles, bolșevici. Că aveau mult. Direct interesul. Și totodată, armatele rusești, în retragere, peste Prut, nemai având comandă, nemai recunoscând nicio ierarhie militară. Sau de, da. Și, repet, își arestau și își împușcau proprii ofițeri. Generalul Șcerbaciev, care era comandantul suprem al trupelor rusești de pe frontul românesc, a fost arestat. Trupele române l-au eliberat din mâinile propriilor lui camarazi. Exact. Da? Pe de altă parte, să nu uităm și încă o dată spun, România a fost printre primele țări care au simțit și au avut de înfruntat ostilitatea acestei ideologii nu păguboase, total nocive. Vorbesc de comunism. Da? Să nu uităm că Lenin a trimis
de la Petersburg pe un anume Simon Roșal, ca să asasineze familia regală, să ucidă guvernul, Petreanu în primul rând, că îl simțiseră că e... Nu e deloc... Că e lupul alfa. Deci, da. Tovarășii de la și, est atunci se... Bineînțeles, au fost desconspirați, au fost arestați, erau și comuniști de aici din... Am avut și de-ai noștri, da. Am avut, da. Trebuie să spunem acest lucru. Și până la urmă, spune, serviciul de informații francez a spus, trebuie lichidați, trebuie împușcați. Și așa au făcut. Așa au făcut. Generalul a spus că vorbeam de armată și vorbeam de un corp ofițeresc de mare calitate, elita. Am avut, totuși, ofițeri superiori de elită. Nu mă refer doar la Averescu, Prezan, Cristescu, generalul Cristescu. La și vârful. Alții, și alții. La Eremia Grigorescu. Erou de la Mărăcești, da? Da? Și alții, și alții. Dar haideți să ne gândim la tânărul major Ion asta Antonescu, să... care era șeful biroului operații, biroului 2 operații, care vă spun în noaptea de 22 spre 23 decembrie, vorbesc de stil nou, cred, da? 1917, încă nu se semnase armistițiu, ce facem cu trupele rusești, care erau unde gringoladă, deja trupe rusești atacau Galați. Era o coloană de vreo 5-6 mii de ruși în retragere și treceau pe la Spătărești, încolo, spre Fălticeni. Deci pe ruta asta, să zic, Iași-Moțca spre Suceava-Fălticeni. Ei, acolo câteva mii de... sau nu, erau vreo 12-15 mii de ruși în retragere și vreo 3 mii de români i-au dezarmat, i-au... Ce se întâmplă? Lipsa de comandă, lipsa de ierarhie, de gringolată, asta, la asta anarhia. Asta s-a numit. Și vreo 3.000 de români au dezarmat, i-a trimis pe urmă fără armament acasă. Și, dar vorbesc de acea zi semnificativă, până la urmă, chiar în istoria relațiilor română-ruse. Antonescu și Bertlon, că nu plecase, vorbesc de iarna anului 1918, au insistat pentru dezarmarea trupelor rusești și alungarea peste Prut. Dar odată trecuți dincolo, acești mulți cadeți din armata rusă, soldați, ofițeri, s-au raliat armatelor abgardiste, alu Denichel, alu Kolchak. Bine, Kolchak, amiralul Kolchak a acționat în nord, știți? Dar și albgardiștii, nu credeți că ne-ai ei încă mai mergeau pe vechile narrative ale, sau ipoteze și argumente ale diplomației ruse, cum că Basarabe a fost eliberată de jugul turcesc la 1812, că ei au venit, au civilizat Basarabia și așa mai departe, și că nu, Basarabia este a lor. Da. De atunci? Rămășițele primului guvern provizoriu, Kerensky. Da? Ne aducem aminte. Au scăpat mulți în Occident. Mulți au evacuat din sudul Rusiei, din Crimea, prin Constanța. Au mers la Sofia. Pe urmă, au împânzit Europa și Statele Unite cu fel de fel de asociații abgardiste. Abgardiste. Vorbeam de acest Kerensky la 1937, chiar rețin un articol dintr-un prestigios cotidian american în care spunea, domnule, a rămas în suspensie problema Basarabiei, 1937, că trebuie totuși revenită la masa negocierilor, România trebuie să părăsească teritoriul dintre Prut și Nistru și așa mai departe. Kerensky, bineînțeles, fiind inamic cu bolșevicilor. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, între albgardiști și roșii, între alb și roșu, că... între proțariști și comuniști bolșevici, în chestiunea Basarabiei s-au înțeles de minune. De minune. Deci de minune. Nu mai era nicio diferență acolo. Da. Da? Da, asta au făcut ticăloșii aceștia. Mai avem câteva minute. Și vreau să ajungem la, să ne întoarcem la elită și la momentul înfăptuirii Marii Uniri, pentru că de prea multe ori, domnule profesor, astăzi
așa, nu tratăm sacrificiul, nu aducem piosul omagiu celor care totuși au făcut ca această națiune să fie una puternică și reîntregită. Acum ce, să ne referim la noile legi ale educației? Care până să ne referim și la ele, așa zisă elită politică, domnule profesor. Care acum, își bate joc, pomenează noastră de liberali. Urmașii marelui e partid jenant. Național au uitat sau au început a ignora acea particulă N din titulatura partidului. Nu mai sunt național. Partid național. Dar cu ce lider, domnule profesor? Nu mai vorbesc de calitatea îndoielnică a liderilor care au fost promovați în fruntea partidelor. Să vă spun de un fost partidelor. Premier. Un fost premier. Dar eu aș prins spune cu droguri în Statele Unite ale Americii, să vă spun, deși că mandolină îl știți foarte bine, nu? Da. Care acuza, chiar mă uitam, acuza că cei de la Alianța pentru Unirea Românilor l-au vai de mine, vezi, Doamne, l-au lovit. Nu e adevărat. El a căutat cu lumână pentru a reveni pe posturi și în credea el în simpatia românilor. Niciodată. A ieșit și mai șifonat, exact. Și mai șifonat în ochii cetățenilor simpli și a opiniei publice. Dar aici, domnule profesor, pentru că foarte. Din anul 2000, vorbeam de calitatea îndoielnică a oamenilor politici, dar stați un pic. Sunt două mari partide de establishment. PSD și PNL, să spunem, da. Vrei să-mi spui de liderul PSD? De domnul ăla Neacșu, care a fost secretar general al guvernului. Dau un exemplu. Bine, dar s-au împrietenit acum, n-ați văzut, Victor Ponta s-a întors la marcă. Chiar de președintele Partidului Social. Marcel Ciolacu, Marcel Ciolacu se ducă cu un prim-ministru. Dar e revoluționar și ăsta, domnule profesor. N-ați văzut că refuză să-și prezinte CV-ul Marcel Ciolacu. Domnilor, știți cum se întâmplă? Istoria nu iartă. Deloc. Și chiar dacă românii, parcă mulți să spun, vai de mine, România, românii, sunt popor răbdător, măi, și când explodează acea mămăligă? Dar de care se tot vorbește. Bun, dar anul 2024 e important. Anul 2024, sperăm, și nu sunt singurul, să fie un an al schimbării și a unui nou început, a unui restart pentru societatea română. Aici vorbește coordonatorul filialei județene a Alianței pentru Unirea Românilor. Lăsăm deoparte cercetătorul și ca să aveți acest cuvânt. Și eu și alți colegi de-ai mei din mediul, spațiu universitar și academic, au aderat, sprijin acest proiect. La acest moment de față, dar a forță nu toți e fățișul. Eu așa e felul meu, eu intru direct în front. Dar nu e alții nu. Și corect. Ba da. Bine. Nu e mai cinstit și mai corect. Știm că sunt unii care vor cu gențile să intre prin partide, să laude ei că au hoteluri, că au centre de... Ca și prezentat cotidianul Bună Ziua și respectă legea Viorel Blăjuț, care e nota 2 la examenul de bacalaureat când să ajungi parlamentar. Și te lauzi că ai doctorate, că ai masterate, nu știi să vorbești în limba română, nu știi să te comporți. Da, mai vedem noi cu gențile. Știți cum e? Până la urmă, aurul este o realitate, da? E un partid care lumea nu auzise. Atenție. Eu aud și astăzi. Dar eu am aflat după momentul intrării în Parlament. Da, după, nu știam cine e aur. Doar o forță politică. Dar ce se întâmplă? În focul diversiunilor celorlalți, pentru că mulți spun, domnule, nici să nu apomenim de ei, n-au cum să fie votați. Uite că cetățenii României prezenți la urne în 2020 le-a dat o palmă acestor mari directori de opinie, formatori, eminență cenușie a politicii dâmbovițene și nu numai, că și la Cluj avem niște poli de putere. Dar încă o dată spun, Alianța pentru Unirea României este o realitate. Are o evoluție impetuoasă, câștigă procente. În primul rând simpatia României și contează foarte important mult, acest aspect. Foarte mult, pentru că s-a angrenat în anumite proiecte și aș da un ultim exemplu de această caravană medicală care a brâzdat țara, cel puțin la noi la Iași, în trei localități din Iași, Roșcani, Poduiloae, cu echipe de medici asigurate de noi, cei din filială, și cu medici voluntari din alte localități, cu voluntari din organizațiile locale respective
și cu alții veniți din localitățile limitrofe și, evident, structura serioasă de la Iași și de comandă de la Iași, am reușit realmente să rezolvăm câteva lucruri, pentru că erau oameni care de poate nu au n-au mai fost asta vreau să spun. Și analizele au fost gratuite, nu cum spuneau unii prin localități, unii primari că o să îi pună și pe cetățeni am să avut plătească. Și secție de oftalmologie și era un este un dacă că a fost destul de complicat, dar plecau cu ochelarii la asta da. Vreau să spun că deci eu spun că a fost un succes și am dat doar un exemplu. Deci a intrat pe Valea Prutului, chiar am avut și doi băieți care au adus niște dube de la Santa Mare, dinspre Botoșani. I-am dus la Roșcani, au stat două zile, apoi la Poduiloae, două zile și la Ungheni, de fapt satul Bosea, exact, din exact. Comuna Ungheni, încă două zile. Și au stat, săptămâna, poate în prima zi veneau mai puțin, ei... S-auzea și venea lumea de... Chiar a fost un succes și la Poduiloae pleca la ora 10 oameni, că nu mai prindeau cu... Au venit cu toți și bine că... Care-i satisfacția noastră? Chiar am răspuns unor necesități. Că asta e vorba. Nu putem fi ca alții. Noi nu putem rămâne surzi și orbi la greutățile și nevoile și în cazurile românilor. Chiar asta vrem să facem. Uite, acum avem în toată țara, în toate filialele, cumpărăm ghiozdane și rechizite dar pentru a oferi copiilor la început. Am și dat o știre, vreau să o menționați, că știu că este una la Bârnova, domnule profesor? La Bârnova, în toate satele de la Bârnova, sâmbătă, după amiază, da, în câteva sate, în Cercu, Pietrărie și Bârnova, iar duminică, după săvârșirea Sfintei Liturghii, prin biserica noastră și preoții parohi de acolo, la Todirel, am localități. Și am și anunțat-o să reluăm știrea. La Vișani și încă așa. Iarăși împărțim câteva sute de ghiozdane, încercăm și noi un sprijin și vă spun, este o inițiativă a unui care s-a pliat exact dar și pe de ce? De toată laudă. Colotin, Sebi Colotin. Bravo, felicitări, da? Pentru că statul român nu face, domnule. Dar totodată și astăzi încercăm să aducem încă vreo câteva sute de ghiozdane și să... Am văzut că și o campanie săptămâna viitoare să... Să identificăm unde sunt probleme, mai multe probleme în satele, comunele Iașului. Se caută să venim în întâmpinarea și în unor probleme, unor nevoi spre rezolvarea lor. Și pe de altă parte să spunem că organizația județeană pe care o coordonează domnul profesor Corneliu Jucanu și vara trecută și vara asta prin să-i salutăm și pe parlamentari, pe colegii parlamentari, colegii deputați, în primul rând profesorii de istorie, mie așa îmi place să le spun domnule profesor, Cristian Ivănuță și Mihaela Lușteanu au fost alături de dumneavoastră în județul Iași, filiala județeană Iași, spre tristețea noastră a celor care stați pe la colțuri și tot faceți liste, criticați, subminați. E un real succes, se vede la nivel național. Da, toate la rândul lor și istoria... Colegii noștri și Michael Bișteanu și Cristian Ivănuț au străbătut la pas, domnul toate profesor. Satele, sătucele și satele din acest... Au înregistrat fel de fel de probleme și necazuri. Noi avem colegi aici la Iași și avocați și juriști și profesori de... Profesor de... Română, de istorie, ce se poate de matematică. Sprijini, exact. Și apoi întrebau oameni, domnule, băiatul meu sau fetița la capacitate sau la BAC. Un lucru concret. O orientare, pur și simplu. Cât de cât să primească un sfat. Sigur că. Medici, iarăși, oameni cu probleme, unde, cum, au card de sănătate, n-au card de sănătate. Asta e ca un exemplu pentru ceea ce a făcut clasa politică în ultimii 33 de ani, în care a făcut parte și Ludovic Orban, și Ciolacu, și Ponta, și liberal, și neliberal, și matale, domnule Claus Iohannis, că numai România e educată. O rană deschisă acum 30 de ani, nu credeți că poate fi peste noapte tratată cu un simplu bandaj. Nu. Dar sunt încercări. Dar sunt încercări și eu sper ca din 2024, într-un
program coerent și o atitudine, cum să vă spun, mai mult decât implicat, jertfelnică din partea celor care vor reuși să ocupe anumite poziții, chiar să aducem ceva mai bine. Poate mulți spun, bă, sunteți idealiști, da, nu știu zău. Bă, lasă. Dar e bine să ai idealuri. Că și voi, și ăștia aurul la fel. Dom'le, dar nu suntem imbecili, adică vedem cât de 33 de ani ne păcălesc ăștia. De fiecare, dar și, da. Dar dacă și ăștia sunt la fel. Dar, bă, cel puțin, hai să încercăm. Să încercăm, sau da. Nici măcar problema opțiunii nu mai funcționează în mentalitatea și sufletul și mintea românului. Să punem pe, ca în povestea aia cu drobul de sare. Dar dacă picăm. Dar tot să spunem asta de 33 de ani. Da, e și sunt oamenii care încearcă să facă. Și încă este o realitate și chiar vreau să spun. Deci Alianța pentru Unirea Românilor este o opțiune clară în sufletele și mintea electorilor Așa se construiește și ceva. Veți vedea că aceste sondaje care nu, că de fapt adversarii politici pe Iași ne dau cu 40%. Nu știu cât de corect au respectat ei acele chestionare care până la urmă sociologii le fac și interpretare. Profesioniști. Profesioniști. Dar se pare că pe de altă parte, mergeți în localități și vedeți... Tocmai aia e realitatea. Cum se bucură, cum reacționează oamenii. Cum dialoghează, tocmai. Pentru că acolo se merge, nu la chefuri. Da, e puternică Alianța pentru Unirea Românilor la și Iași. Este în marș impetuos pentru cucerirea puterii în România. Să nu credeți că o dăm după Cireș. E o asumare și... Asta nu înseamnă că, mai spune, domnule, și nu o să luăm victime. Că spuneați că vin fel de fel de oameni. Domnule, a devenit un partid atractiv. Da. Și atunci sigur că oamenii își fac visează, anumite proiecte. Visează, unii dintre ei, nu. Vin, visează. Eu știu că îi primiți pe toți cei care simt românești și vor să construiască ceva, domnule profesor. Eu vorbeam de, știm noi prea bine, n-are rost să-i mai aducem în discuție, Viorele. Hai la o discuție de limba și literatura română, Viorele, că ai doctorate, ai masterat, hai la masă aici și discutăm. De cine vorbești? Nu știți pe domnul Viorel Blăjuț? Ba da, eu chiar l-am... Traseistul, da? Cum ai luat tu, mă, în 3 luni, de la 2 ai ajuns la o notă 8 la limba română scrisă? Hai să-ți dăm un test așa aici frumos, dacă tot pe la colțuri te lauzi, tu jignești, jurnaliștii, iată, cotidianul Bună Ziua să arată cât de mult respecti tu legea. Și mai sunteți și alții. Stați acasă liniștiți. Că România e asta, domnule profesor, cu 2 mai, cu polițiști care lasă o beizadea să ucidă. România e cu o femeie la Botoșan, săraca, s-a dus să nască și a fost lăsată să moară. Domnul Rafila, Marcele, lasă vrăjele întâlniri cu Ursula von der Leyen, că oricum te bagă nimeni în seamă. Că tu ești mare revoluționar. Du-te la Buzău, la prietenii tăi, nu mai vorbesc de Ciucă, nu mai vorbesc de Klaus Iohannis. Eu sunt convins, domnule profesor, pe final, că Alianța pentru Unirea Românilor, din ce vă cunosc personal, va fi tocmai acea alternativă pe care românii să o vadă. Da. Eu mulțumesc și mulțumesc pentru încredere. Acum ai tu ce ai cu... Dar nu am, dar sunt lucruri concrete, domnule profesor. Dar nu scoase, care distrug clădiri de patrimoniu. Acum, ce să spun? Eu nu cunosc toate lucrurile astea. Eu, ca jurnalist, vă spun, am investigat. Domnule profesor, am investigat. De timp, o secundă. Mi s-a reproșat o atitudine mult prea incisivă față de edilul Iașului, de domnul... De domnul talentatul, domnul Mihai Chirica, dar de ce? De ce? Dar sunt dosare ale instanțelor. Noi am lansat sediul Organizației Județene. Da, Bulevardul Ștefan cel Mare. Pentru Unirea Românilor. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Este niște mesaje acolo. Da, este un mesaj, un afiș dedicat primarului Mihai Chirica. Nu, domnule, nu e bine așa. Sincer, eu am fost un pic plecat în concediu. Da, ca era tot în schimb,
voi să explic atitudinea colegilor, la care m-am raliat și eu, că nu puteam altfel. Noi am făcut intervenții repetate la municipalitate, la domnul primar, să ni se ofere, conform legii, un spațiu pentru a ne desfășura și noi activitatea de reprezentare politică. Așa, în postura de partid parlamentar. Atenție! Și legea... Dacă nu mă înșel, sunt patru adrese ale noastre către onor primăria Iași, municipiului Iași, da? Toate întoarse cu același inerent răspuns. Nu, în limita spațiului disponibil. Nu avem, încă nu avem. Sunt vreo patru, da? Atunci eu ce să spun? De ce un fost parlamentar, care nu mai e parlamentar în această legislatură, are sediu? Un partid care nu mai activează în legislativul României. Are sediu. Inclusiv, dacă nu mă înșel, și fostul senator de Iași, domnul fost Ganian, da, un om respectabil. Dar lăsați că are un istoric acum care e parlamentar din greșeală în centrul Iașului, sediu dat recent. Nu mai știu. Domnul Brătescu, are în centrul Iașului dat sediu chiar acum, el singur, stați un pic, singur el ca parlamentar. El, un singur parlamentar care a ajuns în Parlamentul României din greșeală, că el s-a retras cineva. Nu e din greșeală. Nu, nu. Doamna Iulia Scântei s-a dus la Curtea Constituțională. Îl cunosc pe colegul Brătescu și un om serios. Eu nu spun este din perspectiva profesionistului. Aplicat, Vorbesc de politician. Și politician, vă spun care expertiză în politică. Eu vorbeam ca un contrapondere pentru... Nu vorbesc de alții. Și Alianța pentru Unirea Românilor ar fi meritat. Legea spune. Așadar, Viorele, te așteptăm, Viorele, cu carnetul de note, să vii frumos, să ne arăți notele, da? La matematică, cât ai făcut, să mai lași combinațiile, lasă grătarele, că nu-ți mai merge de data asta, respectă legea, dar că ce? ai lagăre, mai vorbim să nu, dar să respecte legea, domnule profesor, atât. Am înțeles. Deci, încă o dată, nu știu. Eu dar la ce faci? Spun eu. Hățișul tău în care evoluezi, te zbați. În hățișul jurnalistic îi știi mai multe decât. Corect. Nici profesorii lui nu-l știu săracul, dar e mare dotore. Vezi că au mai fost și alții dotore, dar tu nu știi să vorbești în limba română. Habar n-ai. Crezi că Bentley-ul îl mai plimb pe celălalt cu Bentley-ul tău și pe Neacșu? Ia, să te întrebăm. Ai să te uiți și ai să mori de ciudă. E, mai glumești noi, domnule profesor, doctor cercetător științific Corneliu Ciucanu, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană al Academiei Române, filiala Iași. Deci, adevărata Academie Română, nu Academia de la Miroslava, nu Academia de la Bălțat sau de la, nu știu pe unde, pe la Colțuri, pe Dâmbovița, prin Crâșme și prin alte lucruri. Academia Română. Mulțumesc. Domnul profesor a fost în calitatea domniei sale, am discutat o parte de istorie, iată, războiul de reîntregire, dar și, iată, coordonatorul județean al Alianței, organizației Alianței pentru Unirea Românilor. E decizia ce? Dumneavoastră într-un final. Întotdeauna așa erau bătrânii noștri, profesorii noștri, dragi. Și ai cunoscut și tu, pentru că ai absolvit aceeași facultate. Era și un moment de concluzie. Trecea un curs sau trecea o dezbatere la seminar, la care mai târziu ne-au spus, bă, copii, credeți, domnul profesor Agrigoroai, că numai voi învățați la un seminar de la noi, și din noi? Contra, și noi învățăm. A apărut și o bibliografie frumos. Mult timp interzisă, cel puțin ce are, referitoare la Dreapta Național Creștină Interbelică, și atunci, sigur, eram puși poate chiar mai bine la punct cu această bibliografie în raport cu profesorii noștri, dar ei întotdeauna încercau să tragă și o concluzie. Sunt momente semnificative, apropo de această temă, generoasă pe care am avut, deși destul de precară atinsă. Și aici eu mi-asum vina. Nu e adevărat. Vina. Prea modest. Sunt multe amintiri. N-am vrut să facem niciun curs. Am vrut doar putem să-i familiarizăm puțin și să-i reamintim. Dar spunea la un moment dat Nae Ionescu într-un articol
că, vedeți, dând de exemplu războiul de întregire, a efortului, a jertfei, a sacrificiului, a depășirii atâtor și atâtor probleme. Iașul a fost supraaglomerat. Da. A trebuit să faci rost de alimente, de gaz lampant, lemne. O iarnă întreagă, grea, dificilă. Foarte, foarte grea. Apoi situația de pe front. Apoi tifosul exantemat. Mutarea tuturor instituțiilor încoace. N-aveai spații, n-aveai clădiri. Stăteau mici cu... A, mai fost și un accident. Accidentul de la Ciure. Feroviar. Cred că e cel mai mare accident feroviar din istoria... Apoi, problemele păcii separate. Când dintr-o dată intrase și în război pentru România Mare și mai rămăsese și cu 5 județe. Da? Dificil. Dificil. Și totuși, vezi cum România cerească iubește, respectă, cum să zic, jertfa, credința nesfântă. Că nu degeaba spune preotul în altar. Credință, nădejde și dragoste, în ideal, în obiective, în calea cea dreaptă. Și atâta timp cât ești altruist și nu vii din interese personale, ba mai mult, dai totul pentru un proiect comun care răspunde chemărilor unui întreg popor, a unei întregi societăți. Necazurilor, toleanțelor, așteptărilor, atunci chiar ești pe calea cea dreaptă. Acea perioadă pe care astăzi am încercat să o analizăm, să dezvăluim cât de cât din acel tumult, a fost o perioadă fastă pentru România. Grea, încă o dată repet, foarte grea, dar care a rămas reper de solidaritate și coeziune națională, ceea ce astăzi lipsește. Poate și din vina celor care, știu eu, au preluat frâiele acestei societăți și acestei țări. Dar întotdeauna să știi că pot apărea oameni care stau din bun simț, stau pe margine. Ce să caut eu acolo? Să mă bag în mizerie? Nu spun că când există interes, se creează cercuri, cerculețe, se creează grupuri, grupuri de putere care dau asalt și așa, mă. Da? Și dintr-o dată, ce caut? Eu n-am avut niciodată inamici. Poate la o dezbatere, numai așa, dar n-am avut dușmani niciodată. Corect. Și dintr-o dată vezi că lumea zice că nu așa, că nu așa, dar de ce așa, dar așa? Și responsabilizează în mod cu totul eronat pe unul sau pe altul. Bă, eu zic mai să aruncăm mai greu anatema pe unul sau pe altul. Vorba lui Hristos, care ești curat, aruncă cu piatra. Acum, ce să spun? Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și o să ne mai revedem, cu siguranță. Și sănătate și toate cele bune privitorilor noștri. Privitorilor noștri. Dragi prieteni, Doamne ajută. Doamne ajută, alături de noi a fost domnul profesor Corneliu Ciucanu, am vorbit. Viorel, sper că ai învățat și tu ceva. Mă țin de tine, dacă tu jignești și umilești și crezi că banul face totul, nu, îți arătăm că nu e așa, nu vrem decât să fie respectată legea, nimic altceva, fiecare pe meritul lui, pe meritocrație. Și îți repet, aici e Academia Română, nu unde crezi tu, prin Boscheț la Miroslav. Mulțumesc mult că ne-ați urmărit, dragi prieteni, și se încheie această ediție BZ Life. Iată, studioul refăcut, frumos, elegant. Mai avem și alte surprize pentru noastră, așa că fiți aproape. Și noastră, dragi politicieni, că anul viitor ne ocupăm de voi zi și noapte, nu scăpați de noi. Mulțumesc încă o dată că ne-ați urmărit. La ora 16, colega mea, Georgiana Adam, nu ratați ediția pe care o moderează. Noi ne vom revedea mine ca să vedeți că suntem deschiși. De la ora 11, doamna senator Diana Șoșoacă, Partidul SOS România, dăm cuvântul tuturor celor care vor să vă transmită dumneavoastră ce gândesc, ce vor să facă pentru țară. De la ora 13, Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor Publice și al Fondurilor Europene, vom face analiza economiei, că e dezastru în țară. Iar de la ora 14:30, Sorin Roșca Stănescu, nașul presei din România,
Am văzut și analize legate de Alianța pentru Unirea Românilor. A vorbit domnia sa și despre George Simion. Iată, un jurnalist, mare jurnalist al țării, care a spus că Alianța pentru Unirea Românilor este o alternativă viabilă. Așadar, vom vedea ce se va întâmpla în 2024. Apoi, pe www.bzi.ro găsiți cele mai proaspete informații, ne găsiți pe canalul nostru de YouTube BZI, pe pagina de Facebook BZI, BZI și BZI Live, ne găsiți și, repet, pe YouTube, ne găsiți pe TikTok, segmente din emisiuni, reels-uri, short-uri, rămânem aproape. Toate cele bune, pe mâine!